Bine ați venit! Este un eveniment frumos, nou, să spunem, pentru noi, este a doua ediție Tech Intelligence Conference, este o conferință în care ne străduim și căutăm să găsim speakeri interesanți care să nu vină să-și facă company profile și să vorbească despre cât de frumos și deștept sunt ei. Încercăm să-i convingem pe toți să vorbească despre cât de bune sunt produsele lor și ce oferă ele diferit. Și mai ales despre problemele pe care le au sau cum au fost ei primiți și întâmpinați de publicul din România, care, așa cum foarte bine știm, este destul de diferit față de celelalte. Avem astăzi o conferință frumoasă, o conferință în care am încercat să vorbim inclusiv despre cum a fost schimbat marketingul de tehnologie. Și știu că o să vă placă, mai ales pentru că avem un special, un invitat mai mult decât special, un german la care mă așteptam să-l văd la costum, așa cum sunt ei și cum bine știți, și care ne-a venit de dimineață, o să-l vedeți imediat, care nu vrea să vorbească la microfon. Așa că, după cum bine știți, echipa de la Biz a fost în ianuarie în Germania, am realizat Biz Germania în 4 orașe, partener principal a fost Deutsche Telekom, și în Germania, Deutsche Telekom, am întâlnit acești oameni minunați. Sasha este unul dintre ei. Și am zis că nu se poate, trebuie să vă aducem în România să vedeți și altă față, fațetă a nemților. Sunt convinsă că vă placă. Vreau să vă încurajez să puneți întrebări în cazul în care aveți ceva de întrebat sau ceva ce n-ați înțeles. Avem o primă sesiune dedicată inteligenței, tehnologiei inteligente, marketingului care se dezvoltă prin tehnologie și o sesiune secundară în care vom dezvălui a doua ediție a topului, Tech Intelligence, de 30 anul acesta. Revista este ascunsă, la a doua sesiune o să aducem și revista nou top, ca să vă mai ținem un pic așa pe foc și să mai aveți puține emoții. Îmi face o deosebită plăcere și am să vă rog să îl întâmpinăm cu aplauze pe Sasha Bolter, developer evangelist la Deutsche Telekom. Așa?